comunicarea eșuată și stresul apar pentru că noi nu suntem ok. Da. Și cea mai importantă persoană din viața noastră ar trebui să fim noi și să avem grijă de noi în primul rând. Și când zic asta, prin perspectiva PCM și cum poți să folosești asta pentru tine, este, în primul rând, să-ți cunoști nevoile. Una este nevoia ta de comunicare. Da. Cum îți place ție să ți se transmită lucrurile? Care este cel mai bun, optim mod pentru tine să primești o informație? O comunicare, nu informație, o comunicare. Am găsit și bine ai venit la un nou podcast marca Excelent de Bine. Sunt Traicu Kuzmanovici, gazda ta și gazda, bineînțeles, oaspetului pe care îl am astăzi aici în studio și cu care o să vorbim despre mai multe subiecte, cu siguranță, dar unul esențial, comunicare. Comunicarea este un lucru esențial în viața noastră, dar oare știm să comunicăm? Oare cum putem comunica mai bine și ce înțelegem prin comunicare? Pentru asta l-am invitat pe Costin Cadelcu. Cadelcu. Eu le-am încă cu urile, câteodată le știu, câteodată nu le știu. L-am aici pe Costin Cadelcu, invitatul meu, despre care o să aflați mai multe, pentru că o să-l și întrebăm de unde vine, ce face, de ce face și așa mai departe. Îți mulțumesc că ai venit, Costin, la acest podcast și că ai acceptat invitația. Eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat, în primul rând, și că am ocazia să facem un schimb aici important de energie și între noi și cu ceilalți. Și, de energie și de informație. Da. Și informația de bine, că asta este un proiect care l-am început acum un an de zile, spunând că în România se poate bine. Și iată că am trecut de un an de zile, suntem la 60 de săptămâni continue de episoade de informații și mă bucur de fiecare dată când cunosc oameni noi, că, bineînțeles, am început cu cei pe care îi cunoșteam personal, după care pas cu pas, uite, viața te duce și comunici și începi să înveți și să cunoști alte persoane și să înveți și alte perspective. În discuția noastră, dar înainte de a ajunge la acea comunicare, de fapt, ideea este așa. Noi, cine ești, de unde vii și încotro te duci. Dar cum ai ajuns la ceea ce astăzi faci, în primul rând? Da, eu adică ești trainer? Acum sunt trainer. Lucrezi... Sunt un soloprenor. Soloprenor, da. Așa. Mai mult sau mai puțin, că nu pot să zic că sunt chiar solo. Sunt oameni cu care lucrez, nu sunt chiar solo, așa. Am niște oameni cu care lucrez, deci nu m-aș duce chiar în solo, dar e în solo până la urmă, că e despre mine. Dar, pe de altă parte, este ok, pentru că ai trecut în acest soloprenoriat din poziția de angajat. Da. Ai fost angajat și eu am fost angajat. Și o experiență interesantă. Este, da. Din care, adică dacă ai suficientă abilitate, poți să înveți multe și să iei decizia. De ce ai luat decizia, în primul rând? Ce lucrai, ce făceai și de ce ai luat decizia să o iei pe drumul ăsta? Hai că dacă tot mă duci în zona asta, să zic și de unde vin un pic, ca să fac istoricul ăsta profesional, dacă vrei. Vin de Râmnicu Vâlcea, ca origine. Am venit la București și am venit la facultatea de management la ASE. Am terminat ASE-ul management, am făcut marketing tot la ASE, pe care destinul m-a dus către digital marketing. Și în 2008 m-am angajat prima dată în digital marketing. Am lucrat în e-commerce foarte mult. Da. Am lucrat la ocazii.ro. După care am lucrat, am vrut eu să văd așa, că începusem să mă prind care e treaba cu digitalul și să fiu hands-on pe foarte multe lucruri din zona asta și am zis cum ar fi să am eu o agenție.
Era destul de complicat să fac chestia asta, mai făceam așa un pic de consultanță și de freelancing pe zona asta de digital și am zis cum o fi viața de agenție, ia că vreau să văd cum e viața de agenție, că acolo ai foarte multe proiecte, foarte diverse și așa că după etapa ocazii.ro m-am dus și am lucrat într-o agenție de digital marketing, una dintre cele mai mari din România. Și acolo am lucrat vreo 5 ani, după care am mai luat o decizie să mai fac o schimbare și să mă duc din nou la client, cum ar veni, dar era un fel de hibrid, așa, era un serviciu practic și am lucrat în marketing afiliat. Pe parcursul experienței mele de digital am descoperit acest lucru pe care acum îl fac for a living și anume țin training-uri în Process Communication Model și l-am descoperit cred că acum vreo 9 ani. Așa, am participat la un curs, iubita mea mi l-a făcut cadou și... Ia uite, da, dintr-un cadou, ce s-a întâmplat. Da. Și mi-a transformat foarte mult relațiile pe care le aveam, începând cu cele personale și apoi cu cele profesionale, pentru că m-a ajutat să văd o perspectivă diferită asupra modului în care comunicăm și să înțeleg de ce îmi este greu să comunic cu anumite persoane, ce să fac atunci când mi-e greu, ce să fac atunci când văd anumite comportamente care mie îmi displac și cum să le gestionez și asta m-a ajutat să îmi schimb relațiile pe care le aveam, să mi le îmbunătățesc, că de schimba nu le-am schimbat, la unele probabil că ai fi renunțat. Dar m-a ajutat foarte mult în zona asta și mi-a plăcut atât de mult că am zis, am povestit foarte multor oameni despre asta, ce faci, cum faci, de ce te înțelegi cu ăla când îi e greu sau când îți e greu ție, cum faci și am povestit, uite, folosesc asta și se întâmplă asta. Și văzând că e interes, era și este în continuare un hype în zona asta, am zis cum ar fi să mă formez în asta ca să învăț mai multe, să învăț pe alții, că acum nu pot. Și am descoperit că există formare de trainer în România, m-am dus, am făcut-o, asta s-a întâmplat acum vreo 7 ani. Dar mi-a fost teamă, apropo de schimbarea asta, de a mă duce către antreprenoriat, către soloprenoriat, către a face... Unde n-ai un salariu lunar, venit lunar, de exact, fapt, constant. Da. A fost teama asta, adică aveam nevoie de o stabilitate și eram obișnuit cu stabilitatea asta și mintea mea era obișnuită de copil că trebuie să ai un job stabil, să vină banii cât vin, dar să vină și să fii sigur pe ei. Să ai și pensia asigurată și asigurare socială și de sănătate. Nu mai e pe lista mea de priorități. Și am ezitat destul de mult. Au fost și niște perioade destul de roller coaster așa în viața mea imediat după ce mi-am luat formarea asta și era foarte multă emoție dificilă de gestionat pentru mine la momentul ăla, astfel încât să mai fac încă o schimbare atât de radicală mi-a fost destul de greu. În sensul că acel curs a stârnit chestia asta sau modul în care ai început să privești lucrurile? Nu. Partea asta emoțională a fost o chestie personală. Mi-am pierdut tatăl, după care am devenit tată într-un timp foarte scurt și a fost așa, una rece, una caldă. Se schimbau rolurile în viața mea, aveam nevoie să fiu responsabil și atunci partea asta cu salariul fix care vine lună de lună nu era de ignorat, așa că nu am ales să mă duc într-o zonă de antreprenoriat, am tatonat, adică am avut niște clienți cu care am lucrat, dar n-a fost o chestie în care să mă implic full time, mai degrabă ceva ocazional. Iar trecerea am făcut-o, a fost multe lucruri care au condus către tranziția asta, către a mă ocupa de ceea ce îmi place. În primul rând că am parcurs un curs la un moment dat al unor soți din state pe care îi cunosc și personal, un curs despre inteligența inimii, dacă vrei, care m-a pus să mă gândesc foarte profund la ce îmi place cu adevărat și de ce fac ce fac. Și ăla a fost momentul când mi-am dat seama cât de tare mă încarc atunci când stau de vorbă cu cineva despre Process Communication Model și despre lucrurile care sunt în jurul acestui model versus ce făceam în momentul respectiv. Ăla a fost punctul în care am zis ceva dă cu rest. Ar trebui să mă uit un pic mai mult în zona asta și să văd ce mă blochează. Și ușor, ușor am zis aș vrea să fac asta, am încercat să fac asta un pic în rolul în care eram la momentul respectiv ca angajat, doar că nu s-au potrivit nevoile mele cu nevoile oamenilor cu care lucram și am ajuns în decizia asta de a mă duce către
către asta. Și cam așa. Adică a fost un proces. Asta a fost triggerul, momentul în care m-am gândit profund la ce îmi place cu adevărat. Când... Dar de fapt, ce îți plăcea? Pentru că deja predai sau ai... Predam ocazional. Aveam clienți ocazionali, okay. Aveam oameni cu care vorbeam despre asta și făceam mentorat, dacă vrei, pe ceea ce făceam. Începusem să fac și coaching, am și formare de coach. Mi-am dat seama că în momentul în care fac lucrurile astea, mă încarc foarte tare versus ce făceam înainte, care da, îmi plăcea, era interesant, era ceva cu care eram obișnuit, era confortabil, dar nu mai aducea atât de multă energie înapoi. Am luat mai multă energie din chestia asta și când am realizat chestia asta, că am realizat-o la un moment dat, atunci am zis, ok, aș vrea să fac asta mai mult, să văd cum pot să o fac. Pot să o fac într-o formă sau pot să o fac în alta. Și până la urmă s-a cernut cumva cealaltă dimensiune în care am luat decizia asta să mă duc către a face singur. Și ce a spus soția? M-a susținut încă de la început. Super. Adică a fost... Super. A zis, ok, da, o să fie mai dificil la început, dar you're gonna make it. Și splendid. Aveam și eu încredere că ok, da, acum că e spațiu să fac doar asta, că na, nu era tocmai potrivit să mă ocup de asta, antreprenoriat în timp ce eram într-un job. Atunci lucrurile se vor aranja altfel. Va fi spațiu mental, va fi energie să pot să o duc în zona asta și să mă ocup de asta. Și da, a început mai dificil, nu e rachetă imediat. Dar ideea este că beneficiile pentru mine sunt foarte, foarte mari și nu mă refer aici la financiar, că nu despre asta, ci pur și simplu de starea mea de spirit, de energia mea, de cât de mult mă implic în alte lucruri și pot să fac, nu știu, să stau cu fetița și să mă joc mai mult sau să îi acord mai mult timp, să gătesc ce îmi place să fac și alte lucruri din categoria asta. Super! Tot ce ai învățat, mai întâi aplicat. Da. Da? Ok. Ai perceput diferențe în comunicare, în modul în care se comunică, care sunt rezultatele când schimbi modul în care comunici? A, clar. Da, păi despre asta e ce fac. Practic, modelul spune că avem nevoie de comunicare diferite și atunci când le cunoaștem pe ale noastre și pe ale celorlalți și știm cum să folosim limbajul, ne este mai ușor să ne conectăm cu cel din fața noastră. Și e destul de simplu, pentru că dacă nu faci asta, atunci vezi un alt fel de comportament. Nu vezi un răspuns crisp că s-a întâmplat comunicarea, ți se întoarce o mască, se spune în PCM. Da. Și e momentul când începe să se blocheze comunicarea, când trebuie să faci ceva ca să o readuci într-un echilibru. Și da, am testat asta foarte mult. Practic asta am făcut după ce am trecut prin curs. Și participant, am început să testez cu colegii cu care lucram și să văd, ok, ia să vedem. Tu care vorbești într-un anumit mod, pare că ai fi din categoria asta de personalitate și dacă eu aș schimba limbajul cu ce am învățat eu la curs și m-aș adresa altfel decât sunt eu obișnuit, cum se schimbă relația noastră? Și ce să vezi, că era mult mai bine. Adică eu sunt o fire foarte analitică și foarte, trebuie să fie totul stabilit, bine pus la punct, disecat, cu time frame-uri, cu așa eram la momentul respectiv. Și așa mă duceam, cu limbajul ăsta mă duceam la persoane care mai degrabă mă luau în joacă. Și nu înțelegeam asta, că îi râdeau, nu și asumau responsabilitatea. Și eu eram, păi da, stai că logica mea spune că trebuie să muncim, erau colegi de muncă. Păi da, dar eu vreau să mă distrez cu ce fac. Nu înțelegeam nevoia asta de comunicare și când am înțeles, am schimbat limbajul și spuneam același lucru, doar că îi spuneam într-un mod mai plăcut, mai jucăuș. Și atunci devenea atent, pentru că foloseam ingredientul secret pentru nevoia lui, astfel încât el să mă asculte, să devină atent. Dar e dificil, de exemplu, să-ți schimbi tu limbajul? Pentru că a schimba limbajul, adică dacă tu ești analitic și așa și vorbeai analitic, a fost provocator sau este provocator să începi să vorbești altfel decât ești tu? Este, fără discuție, pentru că e ca mersul la sală. Da, ai în PCM sunt 6 tipuri de personalitate, ai 6 mușchi. Da? Dacă ai lucrat brațe, ești puternic pe brațe. Dacă ai lucrat picioare, ești puternic pe picioare. Cam așa e și cu cele 6 tipuri de personalitate. Dacă
în structura ta de personalitate ele sunt reprezentate la procente mari, că sunt niște dimensiuni procentuale care apar în momentul în care îți faci profilul, atunci îți este un pic mai ușor să folosești caracteristicile de limbaj ale acelui tip de personalitate. Dacă sunt la procente mici, gen, nu știu, 10%, atunci când întâlnești pe cineva care are respectivul tip de personalitate dominant, ți-e greu să te adaptezi pentru că nu știi cum să folosești partea aia din structura ta de personalitate. Cunoscând modelul ăsta, te ajută pentru că îți dă informațiile teoretice și practice de ok. Când te întâlnești cu cineva care are personalitatea dominantă, a cărui personalitate dominantă este ultima în profilul tău ca și procent, uite ce trebuie să faci. Asta, asta și asta. Și ce fel de personalități există? Că sunt multe școli, să zic așa. Da, gânditor, sunt așa, gânditor, perseverent, empatic, imaginator, rebel și promotor. Astea sunt cele 6, le avem pe toate 6, una e dominantă și celelalte 5 sunt în proporții variabile. În proporții variabile. Cea care este dominantă... Adică suntem, avem puțin din toate, avem puțin din toate, dar există și dominantă. Da, asta e partea bună, că având puțin din toate, atunci când ne întâlnim cu altă dominantă, ne putem... duce la... Adică totuși nu suntem chiar pe teren necunoscut. Exact, da. Ne putem duce la cea care e mai puțin reprezentată și zicem, ok, e dominanta de rebel. Da. Așa. Cum vorbesc cu rebelul? Trebuie să vorbesc un pic mai jucăuș, mai playful, că îi place să se distreze. Eu dacă sunt monoton și logic, logica mea este super boring pentru el și atunci n-are niciun sens să mă conectez cu el cu logică. Și înțelegând că de partea cealaltă este un tip de personalitate rebel, ăsta e cazul despre care povesteam, da. La care el e mai cu glumițe, îi place să se hăhăie, poate să facă... Da. E o persoană foarte creativă și în limbaj. Atunci știu că dacă vreau să-i transmit ceva care este logic și structurat, trebuie să o fac într-o manieră un pic mai jucăușă. Și să mă duc să... Și jucăușă nu înseamnă să mă duc să fac ghidușii pe lângă el, ci poate să însemne pur și simplu să folosesc un ton mai colorat. Aha. Să-i zic, ce faci? Și imediat m-am conectat cu el. Că e ceva care, stai, că vrea să joace cu mine un pic. Da, versus, uite, am și o treabă cu tine, am taskurile astea și trebuie să fie gata până diseară. Boring. Da, ce faci, mă? Hai să facem treabă din aia bună, cum știi să faci tu. Da, îmi place, da, vreau să mă joc în felul ăsta cu tine. Și ne jucăm în limbaj. Da, deci astea sunt cele 6, fiecare cu nevoi diferite. Gânditorul e super analitic, structurat, are nevoie de time frame-uri, perseverentul și vorbește în lucruri foarte precise, adică la virgulă, matematice, științifice. Așa. Perseverentul vorbește despre opinii, el își exprimă păreri, după părerea mea, în opinia mea, are un set de valori și principii pe care îl folosește și evaluează oameni, lucruri, situații. Empaticul vorbește din emoție, din cum se simte, vorbește în toate cele 5 simțurile. Cald, blând, are nevoie de căldură și blândețe la rândul lui atunci când vorbim cu el. Dacă vorbim monoton, cum sunt eu obișnuit, s-ar putea să perceapă ca fiind rece. Rece înseamnă că nu-l plac. Nu-l plac înseamnă că intră în stres. Și doar dintr-un ton. Rebelul vorbește colorat, e jucăuș, folosește tot felul de interjecții. Wow, ce mișto e ăla, mă! Ochi peste cap, fețe, tonuri foarte colorate și așa mai departe. Imaginatorul e perceput mai degrabă ca fiind retras, pasiv, dar e foarte imaginativ. E o persoană foarte creativă în imaginația lui. E inactiv în exterior, percepem că e acolo într-un colțișor, dar e foarte activ în interior și vizualizează foarte multe lucruri. Iar promotorul este doer-ul. Este, hai să facem, spurci la obiect, perceput ca fiind poate uneori intruziv și directorial așa și autocrat, pentru că vorbește, de regulă vorbește în comenzi. Da, nu pune întrebări, dă comenzi, spune dă-mi aia, nu spune dai și mie aia. Și e o chestie foarte fină care pentru, și folosește și un ton un pic mai ferm. Da, e o chestie foarte fină. Mai spre care, imperativ. Exact, da. E o chestie foarte fină care pentru unele tipuri de personalitate e foarte intruzivă și o percep ca fiind, wow, dar de ce vorbește așa cu mine? Și dacă îl întreb, spune, nu știu, eu așa vorbesc, nu fac cu rea intenție, pur și simplu modul în care mă exprim. Și în momentul în care înțelegem chestia asta, ne uităm altfel la relațiile pe adică care le-am. Ideea este că tonul face muzică. De uneori da, da, da. Adică clar. Modul în care vorbim, cu tonalitățile care le folosim, că de fapt este paraverbalul, acolo intră în conexiune, de acolo începem să ne înțelegem sau ne tragem concluzii eronate, ca și neînțelegeri. Da. Și, acum, cum se înțeleg aceste personalități? Cum,
cum pot comunica între ele, pentru că, de exemplu, hai să... Ok, tu ții traininguri la firme. Da, și la grupuri mixte și la persoane, da. Persoane. Adică faci și public da, chestia. Da, fac și open-uri, da. Și open-uri, super. Cred că este un pic... Cred că este un pic diferit când aplici chestia asta în familie. Sau... Știi cum e? Depinde foarte mult și cum te raportezi la asta. Diferit în... Pentru că raporturile noastre sunt diferite. Așa e, suntem, ne e un pic mai greu să ieșim din niște obiceiuri pe care le avem și să zicem, stai un pic, ce e aici? Uh-huh. Că am intrat într-un conflict mic, mare, whatever. Da. Pentru că ne leagă relații, ne leagă sentimente și suntem altfel, adică atașamentul este într-adevăr altul. Dar în momentul în care îți asumi că ai învățat o chestie de dezvoltare personală și mai ai și norocul că ești într-o familie, în cazul meu, în care amândoi suntem preocupați să evoluăm uh-huh. și să acumulăm chestii de genul ăsta care să ne ajute să fim mai buni unul cu altul, cu noi și cu fetița noastră, e un pic mai ușor, zic. La momentul la care l-am făcut, eram. Adică l-am luat ca fiind o chestie care ne ajută și, da. Și ne-a ajutat foarte mult. Să ne înțelegem, nu că am fi avut niște conflicte sau ceva majore, doar erau niște momente în care, da, nu ne aliniam comunicarea și poate ne lungeam cu ceva sau poate ne supăram dintr-o chestie absolut banală, de genul, hai să mergem la munte, uh-huh. eu sunt analitic și partea cealaltă e scurt și hai să facem. Și atunci, na, intram ușor în conflict de genul ăsta, da? Uh-huh. Când am înțeles, stai puțin. Că tu funcționezi așa, eu funcționez așa, data viitoare când avem ceva, un pic ne adaptăm unul la celălalt. Tu îmi dai niște detalii, eu știu că trebuie să răspund altfel și în felul ăsta rezolvăm situația mai repede, că nu era nicio problemă uh-huh. și avem timp să facem și altceva. Că până la urmă asta e și claim-ul pe care îl am în legătură așa. Cu comunicarea. Și cu de ce consider important să știi cum să comunici cu ceilalți, că până la urmă toți avem 24 de ore și mare parte din ele le petrecem comunicând, adică în orice fel. Da, cu familia, cu prietenii, cu oamenii de la birou, cu clienții și așa mai departe. Dacă tot timpul ăsta ne-am uitat la cum comunicăm, la ce spunem și la ce efect are momentul în care comunicăm greșit, că un cuvânt spus da. Greșit poate să facă diferența între o zi pierdută și o zi... O, da. Și mi s-a întâmplat, adică chiar mi s-a întâmplat să... Da? Să intru în stres dintr-un anumit motiv, să interacționez cu un client cu care lucram și să intrăm în conflict și să nu-mi răspundă două zile la telefon. Eu având ceva super urgent de livrat și atunci... Pentru ce? Adică dacă pot să înțeleg că de partea cealaltă este o anumită nevoie, eu să o abordez într-un mod sănătos, în 5 minute am încheiat-o, poate în jumătate de oră e și gata, ce aveam eu de rezolvat. Și restul de două zile care mi-au rămas le fac, adică le petrec făcând altceva. Nu mai zic de impactul emoțional asupra corpului, minții și așa mai departe. De la ce vârstă, de exemplu, poți să-ți dai seama, adică, se poate aplica asupra copiilor sau trebuie să așteptăm să ajungă mai degrabă la maturitate? Către, da, peste un 16-18 ani. Modelul spune că structura asta de personalitate cu cele 6 profile se stabilizează până la vârsta de 6-7 ani, în sensul că se stabilește o ordine unde se stabilește dominanta, după care ordinea celorlalte etaje ca procente. Și asta nu se schimbă pe toată perioada vieții, ci se schimbă este în schimb procentul. Adică poți să crești mușchiul. Așa. Dar îl vei crește exact în ordinea în care este profilul. Adică niciodată nu va... E ca un fel de piramidă, dacă vrei. Da. Da, unde ai o bază și pe urmă celelalte sunt un pic mai mici. Da? Poți să le crești, dar poți să crești procentual fiecare pas cu pas. Nu poate să crească ultimul nivel la 100% și să rămână nivelul 2 aha. la 50. Pentru că în mod normal... îți este mai ușor să interacționezi cu persoanele care vin imediat peste dominanta ta. Mm-hmm. Care e imediat profilul următor ca și reprezentare procentuală. Aha. Dar rămâne adaptabilitatea dacă știi să folosești. Dacă ai noțiunile, te poți adapta. Chiar dacă ai un procent mai mic la un anumit tip de personalitate pe care o întâlnești ca fiind dominantă la celălalt, mm-hmm. având noțiunile, îți este un pic mai ușor să înțelegi, ok, am identificat dominanta asta,
mi-e greu, dar asta e soluția ca să pot să mă conectez cu persoana respectivă. Și atunci, da, e un efort mai mare, dar măcar ai niște instrumente să te conectezi. Și atunci cu copii, cum e recomandat, de exemplu, să comunici? Păi, nu e un model aplicabil pentru copii. Așa. E un model care explică niște etape din evoluția copilului până la vârsta de 7 ani, care determină cumva și structura asta de personalitate apoi. Dar la nivel de limbaj, poate de la o vârstă încolo, de la un 10-12 ani, când începi să te prinzi, ok, cam în ce zonă e cu adevărat, că așa și eu pot să spun despre mea că e într-o zonă, dar le văd pe toate, pentru că le avându-le pe toate și eu vorbesc și din promotor, fac și glumițe, sunt și empatic, sunt și foarte analitic și vorbesc despre principii. Și mai și meditez, că sunt introvert în partea de imaginator. În funcție de ce auzim, adică dacă pune întrebări, atunci e clar că vrea informații, trebuie să înțelegem, practic, să vedem modul în care comunică. Că asta și spune, process communication model, este despre modul în care comunic. Cuvintele pot să fie more or less aceleași, dar diferența o poate face modul în care comunic. Și îți dau un exemplu apropo de asta. Uite, vreau să transmit că e gata un proiect până vineri la ora 5. Dacă-s gânditor, o să spun proiectul cu tare și cu dau niște detalii, o să fie gata vineri, data de, la ora 5:30. Dacă sunt perseverent, o să spun că eu cred că o să fie gata până vineri la ora 5, dar nu dau foarte multe detalii. Dacă sunt empatic, spun eu simt că va fi gata vineri și nu mai dau nici detaliile despre oră. Și logica gânditorului zice, cum adică simți? Explicăm emoția care mă ajută pe mine să mă asigur că e gata până la ora 5:30. Precisă pentru un gânditor. Da, că am nevoie de precizie. Iar emoția este... Adică nu poți să procesezi emoția la nivel logic. Perseverentul care validează prin convingeri, da, spune, aici nu simțim, aici facem și suntem implicați. Da? Cum poți să mă bazez pe emoția ta? Spune același lucru și va fi gata vineri la... Și oricum o să fie gata, dar fiecare se exprimă diferit. Foarte interesant. Da. Rebelul o să zic, eu o să fie gata pe vineri, așa. Și pe bune, cu atitudinea asta mă bazez pe tine, da? Promotorul zice, vineri la 5. Scurt și la obiect. Da? Imaginatorul spune, eu văd că o să fie gata vineri. Da? Și cam, adică oamenii spun același lucru, văd, cum vezi. Explicăm cum vezi. Cum vezi. Păi văd. Îmi imaginez. Îți imaginezi? Vreau să înțeleg cum îți imaginezi. Explicăm în detalii. Cuvintele care oamenii le folosesc de fapt reflectă personalitatea lor. Exact, da. Pentru că vom vorbi din acel tip de personalitate dominantă și el are un set de comportamente, inclusiv cuvinte pe care le folosește. Eu folosesc multe cuvinte și vorbesc în chestii detaliate. Dar ți-am zis, o să mă vezi vorbind și scurt și la obiect, și cu glumițe, și cu empatie, și cu emoție. E foarte interesant când știi să jonglezi cu toate astea. Asta trebuie să fac la curs, da. Știi? Pentru că la curs am inevitabil la o grupă de 10-15 oameni, le am cam pe toate. Mai rar imaginator, reprezentați mai puțin în România. Da? Da. Statistica pe mediul de business e undeva la 1%. 5500 de profile completate la nivel de România, cam 1%. 1%. La mediul de business. Acum nu știu cum se extrapolează asta la populația României. More or less e pe acolo, pentru că gânditori perseverenți împreună cu mediul de business sunt 66%. Deci două tipuri de personalitate dominante. Și s-au făcut comparații cu alte țări? Da, sunt și niște comparații cu alte țări, n-am reținut toate cifrele, dar la noi predomină două tipuri. Gânditor perseverent, al treilea este empaticul, care împreună cu celelalte două se duce către 90% aproape. Oho! Da, adică statistic, când te întâlnești cu cineva, doi din trei sunt gânditori sau perseverenți. Și cam așa e. Grupele pe care le am, cam, se cam respectă. Se cam respectă grupul. Da, da. Și de proporțiile, adică dacă proporțiile în alte țări sunt diferite, nu știu, față de America sau Anglia sau față de ceea ce este în România. Adică sunt modificări semnificative? Da. În state, de exemplu, statistica este 30% empatici. Mult. Adică ai spune mult, dar e 30%. În România 12% parcă ceva. Deci ei mai simt mai mult. Da.
Este și, practic, unul din pedigriurile acestui model este că el a fost folosit de Bill Clinton în ultima campanie electorală pe care a avut-o. Da. Este și un filmuleț pe YouTube cu un debate pe care l-are cu Bush, în care din public se adresează o situație de către o persoană care este empatică, ca și dominantă. Bush răspunde, dar răspunde fără să țină cont de nevoia, de emoția din spate pe care o transmitea femeia, după care Clinton se ridică și se apropie, în primul rând că asta era, e o chestie importantă când stăm de vorbă cu empatici, apropierea personală, să ne vadă că stăm, ne uităm în ochii lor, nu ne uităm pe lângă ei, stăm cu mâinile în sân, adică caută gesturi care să arate deschidere foarte multă. S-a apropiat de ea, a coborât tonul, a schimbat tonul, a vorbit blând, s-a conectat cu ea prin ton, a reflectat ce a auzit, s-a uitat în ochii ei și practic i-a răspuns nevoii, chiar dacă, ok, nu putea să facă ceva concret, dar i-a făcut o promisiune care a ajuns la ea și prin ea a ajuns la 30% la momentul respectiv, probabil, nu știu cât era procentul, dar oricum, un procent semnificativ pe care dacă îl atingi și poate fi un instrument de, ok, vreau să-mi adaptez un discurs astfel încât să ating mai multe tipuri de personalități. Da. A, ce fac? Știu că statistic am gânditori perseverenți empatici, vreau să le transmit ceva, păi le dau informații, valoare și emoții. Mm-hmm. Și sunt proiect, există vreun proiect de studiu pe populație? În ce sens? Adică pentru că asta e din experiența trainingurilor în business. Mm-hmm. Dar s-a gândit cineva, de exemplu, să facă un studiu de acest gen pe populația României, de exemplu? Un studiu de ce tipuri de personalitate? Da. Nu. Încă nu. Nu știu asta să fie. Că ar fi interesant de aflat restul populației cum este. În principiu, oamenii care vin la cursuri vin din companii sau vin plătiți, le plătește compania, sunt probabil și oameni care vin ei singuri, doar că nu știu dacă i-au izolat să vadă, să facă o statistică pe asta. Momentan avem statistica doar pe business. Doar pe, da, ceea ce vine. Acum, dacă e să te uiți la problemele în comunicare și statistic în jurul nostru, auzi conflicte pentru că am avut o diferență de opinie. De ce faci ceva? Am avut o diferență de opinie, nu ne-am înțeles pe niște idei, pe niște planuri. Practic, astea sunt conflictele pe care le-au gânditorii și perseverenți. Mm-hmm. Deci, cumva, dacă stau să mă gândesc la ce conflicte aud în jurul meu, se duce ca o validare către, ok, sunt mulți gânditori și perseverenți în jur. Dezbatem, ne dăm cu părerea despre foarte multe lucruri, despre aproape orice, avem, suntem părerologi. Da, foarte, foarte multe misiuni. Da. Adică, până la urmă, inclusiv, chiar mă uitam, uite, acum mi se limpezesc și niște chestii. Adică, mi se limpezesc în sensul că am observat, dar nu mi era, nu reușeam să le așez mai concret. Uh-huh. Foarte multă păreristică, dar puțină acțiune pe de altă parte. E, și asta, adică, se explică prin statistică. Promotorul în România e, statistic era 8% parcă. Mm-hmm. Deci nu sunt în mediul de business. Da. Deci două ori sunt puțini. Mm-hmm. Da, că foarte bun, foarte multe dezbateri, de fapt. Da, păi ușor că să schimbăm păreri și mai ales. Dacă media, nu social media, ci în media, televiziune, și foarte multe dezbateri, foarte multe vorbe, să zic așa, dar toți așteaptă acțiune, știi? Și, da. Și poate, într-adevăr, statistica asta se reflectă și extrapolat mai departe. Destul de probabil, da. Crezi că asta este motivul pentru care pentru că viața noastră este o comunicare. Adică de când ne naștem. Da. E o necesitate, este ceva ce e acolo, intrinsec, obligatoriu. Și crezi că, să zic așa, statistica asta, sau nu neapărat statistica, dar descoperirea asta poate este și motivul pentru care oamenii sunt așa cum sunt, pentru că, de exemplu, motivul pentru care eu am început acest podcast și l-am denumit Excelent de Bine ca să fie un pleonasm care să te provoace,
nu să te uiți, dar să te gândești. Fiindcă în 30 de ani, ceea ce eu am observat, uitându-mă la studiile celor de afară făcute în România, că, de exemplu, un studiu este cât de fericiți sunt români sau cât de optimiști sau pesimiști sunt și în principiu românii excelau, iertați să-mi fie așa, la partea de pesimism, la partea de negativism și așa mai departe. Și asta eventual câteodată se și vede în atitudinea pe care eu aud, știi, că suntem o țară săracă, că suntem, noi suntem săraci și na, eu spun că dacă chiar ești sărac, n-ar veni nimeni aici la tine și uite că lumea bate la ușa la tine. Crezi că asta reflectă, oarecum reflectă și mentalitatea acest studiu și poate asta este motivul, modul în care comunicăm între noi? Nu numai modul în care comunicăm. Întrebarea ta e foarte bună și probabil că putem să vorbim mult pe subiectul ăsta. Îți dau o perspectivă pe care o am tot prin prisma PCM. Un prim layer de conflict și de stres și de pierdere de energie este ăsta în care nu am înțeles cu cine stau de vorbă. Și dacă eu sunt empatic și tu vorbești cu mine ferm și telegrafic, așa, eu percep că nu-ți place de mine. Dincolo de modul în care vorbim, fiecare tip din ăsta de personalitate are și niște nevoi psihologice. Cu toții avem. Avem niște nevoi. Unii au nevoie de recunoaștere. Și ei sunt gânditorii, perseverenții, dar ei gânditorii vor să fie recunoscuți pentru munca lor productivă. Adică că au obținut niște rezultate și să le fie respectat timpul și structura timpului. Perseverenții au nevoie să le fie respectate convingerile și rezultatele muncii prin prisma implicării lor pe baza convingerilor pe care le au. Eu fac lucrurile în felul ăsta, că așa am învățat că e bine, în momentul în care le fac altfel s-ar putea să nu fie bine și nu mai primez recunoaștere. Deci mă aștept că trebuie să se întâmple în felul ăsta. Empaticul are nevoie de recunoaștere personală, fără nicio legătură cu munca productivă, principială, cu convingeri și mai departe, și are nevoie să-și fie hrănite simțurile. Orice ar însemna asta, da? După care rebelul are nevoie să se distreze, contact jucăuș, să facă lucruri distractive, promotorul are nevoie de incitație, să facă chestii care îi aduc acțiune tot timpul și rezultate cât mai rapide, iar imaginatorul are nevoie de singurătate pentru că are nevoie să reflecteze. Dacă nu primește asta, reflectează, dar reflectează într-un mod nesănătos, adică e pasiv, efectiv, nu se întâmplă nimic. Fiecare nevoie din asta nesatisfăcută duce la stres. Și caut cumva să-mi obțin nevoia, că mi-e foame, da, ok, n-am de mâncare, trebuie să găsesc cumva de mâncare. Găsesc de mâncare cum? Păi, nu știu, pot să mă apuc să fur de foame, nu? Dar nu e cazul. Dar când nu am nevoia de recunoașterea muncii satisfăcută, ca gânditor, zic că ok, sunt într-un mediu de business, că aici despre asta vorbim. Și șeful nu vede că eu sunt gânditor și că am nevoia asta de recunoașterea muncii și nu-mi zice, bravo Costin, ai făcut o treabă bună. Ok, 90% KPI, da, ai făcut 90%. Cum faci data viitoare să faci 110% ca să recuperezi ce ai pierdut? Nu, Costin, de ce n-ai făcut 100%? Da? Adică asta e. Și văzând că nu primesc asta, eu caut să primez recunoașterea muncii. Și zic, ok, cum pot să fac să primez recunoașterea muncii? Păi nu știu, lucrez mai mult? Că, da, pare că nu zice nimeni nimic. Poate dacă mă vede că lucrez noaptea, e bravo. Lucrez mai mult, iarăși nu vine recunoaștere. Iau mai multe proiecte. Nu zic nu, da? Și zic, ok, da, nu mai pot să fac și ăsta, dar iau și pe ăsta și îl fac și pe ăsta, că eu vreau să fiu recunoscut pentru ceea ce fac. Și mă încarc, și mă încarc, și mă încarc, și lucrez peste program și ori mă duc în burnout și atunci, da, ok, normal că mă gândesc ce rău mie, pentru că ceilalți nu mă înțeleg că am niște nevoi nesatisfăcute. Sau mai e cazul în care mă duc și supracontrolez, că sunt un team leader, un manager și am nevoie de recunoaștere de undeva de mai sus. Eu am făcut cam limita mea maximă, sunt la 150%. Deja dacă mă duc peste, mă duc la spital. Ce mai pot să fac este să umblu un pic în josul meu și să văd, ia să văd, voi vă faceți treaba cum trebuie, tu ți-ai făcut treaba, pe tine te verific, nu faci bine, lasă-mă pe mine, nu ești bun de nimic. Și încep să supracontrolez, pentru că supracontrolând așa, eu mă asigur că ajung la rezultatele pe care mi le doresc și o să-mi primez recunoaștere. Dar ce să vezi, că dacă nu se știe partea asta de recunoaștere, nu o să o primesc și în continuare se va manifesta stres legat de asta. Și asta e valabil la fiecare tip de personalitate. Fiecare se comportă în diverse feluri atunci când nevoile astea sunt nesatisfăcute.
Și comportându-ne cu stres, practic noi suntem, dacă suntem într-un mediu care nu ne recunoaște nevoile și nu ni le satisface, da. Noi nu suntem conștienți de ele și nu ni le satisfacem, atunci noi suntem într-o permanentă căutare a satisfacerilor și suntem de fapt în stres, pentru că suntem într-o buclă infinită în care de fapt nu ne înțelege nimeni, nici noi nu ne înțelegem, dacă căutăm ceva, nu știm ce. Da. Și atunci sursa conflictelor astea și a modului în care gândim poate să fie și în zona asta de ok, pare că nimic nu merge, pare că nu pot să fac mai mulți bani, pare că nu știu ce, că de fapt eu am mintea ocupată la alte lucruri și nu pot să mă uit dincolo de... Nu pot să mă uit să văd că sunt competent, pe exemplu de mai devreme, că de fapt asta caut, vreau să primesc validare pentru competență. Eu văd că sunt competent, știu că sunt competent, da, dar mai am nevoie să-mi confirme cineva. Și ăsta e un scenariu în ăsta de autosabotare. Dar eu știu că sunt competent, dar șeful zice că nu sunt. Păi, ok, dar poate trebuie să schimb șeful, sau, știi? Sau poate ți-a zis, dar tu n-ai înțeles. Sau poate ți-a zis, dar n-ai înțeles și așteptările tale sunt să spună nu știu ce. Poate pentru el faptul că îți plătește salariul este o confirmare că ești competent. Da, dar eu am nevoie să-mi și spună. Să-mi spună, exact. Da, și atunci când șeful înțelege, ok, bun. O dată pe lună, o dată la două luni. Stăm de vorbă cu Costin, cu X și vorbim. Sunt diferențe în funcție de sex? Asta sunt, sau, sunt, da. Sunt și diferențe în funcție de sex. Nu știu să spun exact, nu sunt foarte mari. Cred că, într-adevăr, la empatic sunt diferențe semnificative, adică e mult în favoarea femeilor, 70-30 femei. În rest, sunt relativ apropiate procentele ca și distribuție. Cât de mult sunt receptivi cei care vin în sensul de practică după aceea? Ei, da, asta e și challenge-ul meu permanent. Sunt unii care sunt foarte receptivi și înțeleg valoarea instrumentului și îl duc mai departe, îl folosesc, mă întreabă, dar sunt puțini. Îi văd valoarea, cred că văd foarte mult, au foarte multe ahauri în momentul în care vin la curs și își dau seama că au ratat niște unghiuri moarte. Așa. Dar dacă sunt într-un mediu care nu le susține nevoia de comunicare și nevoia de recunoaștere, nevoia de hrană a nevoii acestea psihologice, le este greu pentru că se vor întoarce în căutarea aia de a satisface nevoia psihologică. Și în momentul în care te întorci acolo și nu te înțelege, te întorci în stres cumva. Și nu prea mai ai energie să te uiți să zici, stai mă puțin, că trebuie să schimb un pic dinamica jocului aici și să provoc eu schimbarea. Uite, vine acum o întrebare. Ok, asta este comunicare one-to-one, care este ok, dar ce se întâmplă când ai de comunicat cu un grup de persoane? De exemplu, ai de făcut o prezentare. Ce stil de comunicare ar fi bine să adoptăm? Păi statistic. Adică eu așa am procedat. Da? Știu că statistic, na, oameni, mai ales că o prezentare e clar, într-un mediu de business, cel mai probabil, probabil că este și într-un mediu mai personal. Dar statistica, să zicem că e cam aia. Știind statistica asta, eu calibrez prezentarea astfel încât să fie cu informații, să confirme niște valori, niște principii, să spun de ce e important ce prezint acolo și atunci sunt două tipuri de personalitate pe care le pifez, să vorbesc empatic, blând, cald, ca să pot să mă conectez cu oamenii, să nu mă duc acolo să fiu un trainer sau un prezentator sobru, așa, cu mâinile în buzunar și care vorbește de sus, că m-am deconectat direct de ei. Și de ceilalți, și de perseverenți mă deconectez, că mă trec prin filtrul valorilor și spun cu ăsta de vorbește așa, ce e așa plin de el. Și, na, practic, bifând astea trei, deja sunt într-o zonă în care am mare parte din public. În funcție de, ok, dacă e o prezentare în care mi se întorc întrebări, atunci o să văd. În funcție de ce întrebări mi se întorc, s-ar putea să văd alte tipuri de personalitate care mă întreabă de acolo. Dar în principiu, uite, și când trimit invitații după ce s-au înscris oamenii la curs, mă uit să văd că își fac profilele înainte, mă uit să văd cam ce fel de oameni sunt, urmează să fie și îmi formulez mesajul astfel încât să le transmit fiecăruia câte ceva. Sau dacă vorbesc despre un training PCM, spun, ok, în trainingul PCM o să învățăm asta și asta. Da, detalii. Și trainingul PCM e important pentru că vă ajută în felul ăsta și susține aceste principii în care eu cred. O să vă simțiți bine la training, o să vă distrați și chiar așa se întâmplă, că facem practică. Da.
o să aveți ceva foarte concret pe care să-l aplicați cu rezultate imediate, încă din prima zi, din primele ore o să ai ceva concret pe care să poți să-l folosești și mă duc către partea de acțiune. Și dacă ai nevoie, poți să și reflectezi la chestia asta, ai spațiul tău necesar, nu te forțează nimeni să faci nimic. Dacă ai nevoie să reflectezi la chestia asta, poți să-ți iei timpul tău și să stai să reflectezi. Și am atins pe toți. Aha. Am înțeles. Da. Da, și atunci ideea este de fapt să folosești limbajul că, astfel încât să acoperi plaja cât mai mare, da, cum ar fi, și să atingi pe fiecare. Aici îmi vine o întrebare, poate este un pic puerilă, adică mie mi se pare, dar totuși vreau să o... Ce întrebare nu e puerilă? Da, pentru că, știi cum e, visul oamenilor, că asta văd și la cursurile mele, știi? Fiindcă și la cursurile care le țin, avem niște tehnici de comunicare diferită, da? Unde comunicăm prin, să zic așa, non-verbal cel mai mult. Și uneori rezultatele sunt atât de spectaculoase încât oamenii au impresia că l-au manipulat pe celălalt, știi? Și eu le explic că, de fapt, nu există această manipulare, pentru că n-am cum să depășesc liberul arbitru acelei alte persoane. Însă, și aici vine aceeași întrebare, adică vin oamenii cu această întrebare, dar asta nu este manipulare, oameni. Că vin. Așa. Păi, acum știu că și în Silva, da? Da, exact. Sunt afirmațiile aia că nu poți să folosești asta ca să faci rău altcuiva. Da, poți să-l folosești ca un instrument de manipulare. Dacă vrei asta... Pentru că oricum, dacă este să privim lucrurile prin perspectiva manipulării, tot este manipulare. Ok, până da. Ideea e cu ce gând vii la un astfel de training. Vii cu gândul să înveți manipulare? Ok, am înțeles. Da. O să folosesc... Eu nu o să știu dacă cineva care vine la cursul meu vine ca să, da, da, ca să învețe cum să manipuleze, nu știu, o discuție, o vânzare. Da, o vânzare, da, și acolo e o manipulare până la urmă. Dar pentru mine și cumva chestia cu care încep este ce-ți dorești? Vrei să îți folosești cele 24 de ore într-un mod nesănătos sau vrei să ai relații mai bune în viață? E și studiul ăla de la Harvard cu cum ne susține relațiile sănătoase longevitatea vieții. Așa. Și relațiile sănătoase sunt un factor principal în susținerea longevității. Atunci, întrebarea era, ok, vrei să trăiești mai mult, sănătos, mai bine? Vrei să ai relații mai bune? Ok, atunci dacă vrei să ai relații mai bune, un punct în care poți să acționezi este comunicare. Alegându-ți, făcând alegerile potrivite, apropo de liberul arbitru, făcând alegerile potrivite, atunci vei putea să-ți clădești relații mult mai sănătoase. Până la urmă, și chestia asta face parte din dezvoltarea personală. Clar, da. Știi? Cât timp, de exemplu, ție ți-a fost necesar să-ți însușești? Pentru că, până la urmă, este o abilitate care trebuie să-ți o însușești. Cea de a recunoaște cu ce personalitate stai de vorba și a-ți însuși modul în care să schimbi comunicarea. Greu de zis. Am început prin a asculta modul în care vorbesc colegii mei. E o chestie de try and error. Acum dacă reușești să înțelegi, și eu zic că o explic destul de bine teoria și cum să o folosești, în momentul în care, cel puțin la nivel de conectare, în momentul în care, ok, ai ascultat, ai o bănuială că în fața ta este cineva, un anumit tip de personalitate dominantă, folosești limbajul respectiv și vezi că nu se conectează, nu curge dialogul cum trebuie, ți se întoarce înapoi un comportament de tip mască, care este unic pentru fiecare tip de personalitate. Deci în momentul în care eu te-am ascultat pe tine, am văzut cam, am o bănuială așa, cam ce tip de dominantă ai, m-am adresat pe dominanta aia, dar n-am nimerit-o, că de fapt contextul și subiectul te-au făcut să îmi dai detalii, dar tu ești creativ și ești rebel. Da, dar trebuie să îmi dai detalii, că aia a fost cerința.
Și în momentul în care eu îți spun ceva și tu n-a fost pe mixul tău preferat, atunci o să-mi întorci un comportament de tip mască pe care eu o să-l văd și o să-l identific ca fiind doar al tipului respectiv de dominantă. Doar dominanta respectivă se comportă așa și în momentul ăla e ok. Deci dacă n-am nimerit-o din prima, faptul că mi-ai arătat comportamentul ăsta pentru mine înseamnă că ești altă dominantă și atunci mă readaptez. Cât timp atunci trebuie să stai de vorbă cu cineva ca să-ți dai seama ce tipologie este? Câteva minute, dar depinde destul de mult, că dacă e un subiect din ăsta forțat, un subiect de, ok, de business, în care, da, e clar, ai nevoie de niște detalii, ai nevoie de niște principii, s-ar putea să schimbi, cuvinte dintr-o arie care este legată de nevoia respectivă. Dacă e o discuție naturală, acolo curge mult mai natural. Așa. Da, și te prinzi în discuții. De exemplu, între prieteni sau între colegi. În discuții cu prieteni, imediat te prinzi, îi vezi, da, îi vezi ce cuvinte folosesc, mai ales că pe unii e ușor să-i prinzi după ton și după modul în care se exprimă. Da, rebelul o să fie tot timpul un pic altfel. Empatic o să fie altfel. Promotor o să fie altfel și o să vezi, la nivel de ton. După care sunt cuvintele pe care le folosesc cel mai des. Mă gândesc, vorbesc despre chestii foarte concrete, spun cifre exacte. Dacă zic m-am trezit la 9 și 17 minute, e clar, adică nu spune nimeni asta în afară de un gânditor. Aș lupta 23 de minute în trafic. Doar gânditorul spune asta. Da. Restul sunt aproximativ jumătate de restul oră. Sunt, da, nu știu, am stat cât am stat. Sau s-a părut că am stat mult. Am înțeles. Și atunci poți să te joci cu cuvintele pe care le folosești. În funcție de context, da. În funcție de context. Foarte mișto. Ai testat chestia asta și printre prieteni și... Da. Sau, mai bine spus, te-ai jucat? Mi-e place să folosesc de multe ori cuvântul acesta de a ne juca, pentru că ne duce spre copilărie, în primul rând, și spre o detașare față de alt cuvânt care e destul de prezent în foarte multe limbi, pentru că e o atitudine că trebuie. Știi? Da. Și atunci mie îmi place la cursurile mele să spun oamenilor, hai să vă, vă jucați, dar văd la unii reacția, adică acum îmi dau și niște explicații, știi? Pentru că dacă unor le spui să te joci, devine o chestie neserioasă. Și cum să mă joc? Da. Sau ce, cum? Cum să mă joc? Cum să mă joc? Da, poate să fie neserios, mai că am venit aici, am plătit bani pe cursul ăsta ca să ne jucăm, am venit să mă înveți ceva, nu? Exact. Sau, exact. Ok, am înțeles că vrei să ne jucăm, dar cum? Adică, concret, vreau să mi explici pașii ca să ne jucăm. Ca să ne jucăm, cum concret ajungem la joaca exact. Aia. Da, și atunci văd pe reacțiile lor, adică din punct de vedere vizual, că unii, știi, wow, da, hai așa. De ce? Pentru că în viața noastră de zi cu zi, că de-aia te-am întrebat cam cât timp îți trebuie și așa mai departe, fiindcă toți am vrea rezultate rapide. Adică, de exemplu, pe mine mă intriga foarte mult ceea ce ai spus, tipuri de personalitate, să aflu și eu despre mine. Și aici vin cu o altă întrebare. Da? Și atunci cam cât timp trebuie să investesc ca să devin abil în zona asta, știi? Că oamenii vor, să zic așa, lucruri oarecum măsurabil. Trebuie cam mult. Da, așa e, vor lucruri măsurabile. Depinde foarte mult și de abilitatea fiecăruia și de ce cred eu că ajută foarte mult. Și mă întrebai, da, unde țin cursurile astea? Le țin în companii și în open. Dar în companii avantajul este că ai niște colegi cu care te poți antrena. Și pot, adică știind deja okay, teoria și știindu-le profilele, poți să-i urmărești, să vezi, ok, a, uite, X când vorbește, vorbește așa și se confirmă. Y vorbește așa, se confirmă. Z se stresează și se confirmă, da? După care, având antrenamentul ăsta, poți să te mai uiți și în jur. Da? Altfel, poți să te uiți la filme, poți să te uiți în jurul tău, să asculți modul în care vă, ce cuvinte folosesc oamenii, să vezi ce e în spate. Ce exprimă? Mai ales când e vorba de stres. Acum fac testul. Da, adică vin la tine, fac testul și aflu ce personalitate sunt, care este dominanta, care sunt celelalte. Unor nu o să le placă întâmplă. Cum pot folosi chestia asta în comunicarea cu mine însumi?
Foarte tare întrebarea ta. Extraordinar. Pentru că până la urmă, dezvoltarea personală se numește personală. Da. Adică ideea este cum ajung să comunic mai bine cu mine. Mm-hmm. Pentru că încă n-am înțeles dacă tipologia asta este un dat sau este un învățat și rămâne bătut în cuie așa. Pentru că, de exemplu, eu am avut... Nu e luptă. Nu. Că nu am depus mare, să zic, transpirații. Dar a fost foarte provocator pentru că am descoperit că sunt foarte autocritic. Mm-hmm. Ok. Știi? Sau eram și mai am alunecări de autocritică care vine din educație. Da. Da. Adică părinții și societatea ne critică crezând că prin asta te va motiva ca să dai rezultate mai bune. Dar din păcate, pentru că este o chestie repetitivă, se întipărește în tine. Și atunci lucrez în continuare pentru că am alunecări. Da, să fiu autocritic, dar să fiu și critic. Și norocul este că am persoane în jurul meu care stau și mă observă și zic, trageți-mă de mânecă când simți. Uh-huh. Pentru că de foarte multe ori, adică am scos momentele care clar îmi dădeam seama, dar acum am ajuns la nuanțe unde sunt niște chestii care mie nu mi se par că am criticat, dar de fapt era o critică. E, și acum, în contextul ăsta și alte diversificate, este cum aș putea să aplic eu chestia asta în comunicare cu mine, că pentru că până la urmă despre noi este vorba. De-aia fac meditație, de-aia mă duc la cursuri de dezvoltare personală ca să le aplic, ca eu să fiu o variantă mai bună. Da. Dar folosindu-mă de tehnici, nu prin ele. Că nu ele mă fac mai bun, ci dacă le aplic, mă fac mai bun. E super tare întrebarea ta. Și, într-adevăr, comunicarea eșuată și stresul apar pentru că noi nu suntem ok. Da. Și cea mai importantă persoană din viața noastră ar trebui să fim noi și să avem grijă de noi în primul rând. Și când zic asta, prin perspectiva PCM și cum poți să folosești asta pentru tine, este, în primul rând, să-ți cunoști nevoile. Una este nevoia ta de comunicare. Da. Cum îți place ție să ți se transmită lucrurile? Care este cel mai bun, optim mod pentru tine să primești o informație? O comunicare, nu o informație, o comunicare. Cunoscând asta, o transmiți mai departe. Da. Și atunci când cineva cu altă dominantă vine către tine, fie o transmiți și spui, uite, data viitoare, când, și, adică trebuie să fie o chestie sănătoasă, constructivă, nu să sune așa, știi, uite, care-i treaba, data viitoare, când, nu, adică, fair, da, uite, am nevoie asta, data viitoare am nevoie să-mi spui așa. Asta e varianta în care transmiți. Varianta în care nu transmiți, că nu se, o să fie greu de înțeles de partea cealaltă, este varianta în care asculți ce spune celălalt și obții pe nevoia ta. Dacă celălalt e, nu știu, direct scurt și la obiect și tu ai nevoie de informații, tu trebuie să găsești mixul astfel încât să scoți informațiile de la scurt și la obiect și să ți le obții. În felul ăsta, tu ai grijă de nevoile tale de comunicare și ți le obții de la ceilalți. Al doilea lucru este partea de nevoi psihologice. Atât timp cât care aia înseamnă că ți-ai încărcat bateria. Dacă nevoia ta psihologică este de recunoaștere pentru ceea ce faci, care asta te poate duce într-o autocritică, uneori. Da. Că, de fapt, când nu primești, înseamnă că n-ai făcut bine. Da, și începe flow-ul ăsta de autocritică, pentru că în spate e o întrebare. Sunt competent? Ba, nu, mi-a ieșit nu știu ce. A, nu sunt competent. Ce să... Da. O să fiu competent abia când se întâmplă aia. Nu. Că niciodată nu o să fii competent, că tot timpul o să mai fie ceva de învățat. Și ce faci? Aștept să fii competent niciodată? Nu e o opțiune asta. Dar nu e da mult stres ca așa, știi? Dar cunoscându-ți nevoile psihologice ale momentului în care ești în viață, că astea se mai schimbă într-o detalii, cauți modalități să ți le satisfaci într-un mod sănătos versus ce-ți povesteam. Da? Sunt într-un mediu de business, am o echipă și mă duc și supracontrolez că de fapt mie nu-mi spune șeful bravo și nu-mi arată că mă vede,
Și atunci caut eu cumva să mă vadă și uite ce de lucruri fac, uite, i-am tras și pe ăștia de mânecă și tot nu-și fac treaba, dar eu fac aici, sunt implicat. Dar da. Cunoscând asta, poți să mergi să ceri, poți să-ți oferi tu, să zici, stai puțin, la ce sunt bun? Dacă e o nevoie de recunoașterea muncii, dar la ce sunt bun? La asta, la asta și asta. Ok, care e nivelul la care sunt confortabil, sunt ok, realist vorbind, să-mi acord răspunsul da la întrebarea, sunt competent? Ăsta, sunt, da, ok. Cine trebuie să mai ofere asta? Mai am nevoie de la cineva? Da. Cine? Șeful? Whatever. Altcineva. Ce pot să fac ca să-mi obțin recunoașterea asta? Mă duc și îi spun că am nevoie asta. Uite, știi care e chestia? Știu că n-ai timp la job. Știu că n-ai timp, că ești foarte aglomerat. Pentru mine e important să primesc feedback pentru ceea ce fac. Și am nevoie să stăm de vorbă jumătate de oră o dată pe lună, să-mi spui ce am făcut bine și unde să fac, unde aș putea să îmbunătățesc. Nu spune ce am făcut rău. Adică și modul în care, exact. Da, feed forward. Nu spune ce am făcut rău. Ok, s-a întâmplat, e deja trecut. Da. Nu mai putem să facem nimic. Putem să schimbăm alegerile pe viitor și atunci ne concentrăm pe ce facem mai bine data viitoare. Da? Cu nevoile mele. Nevoile mele sunt astea sau astea. Da. Depinde care. O să ai nevoie de recunoaștere a persoanei, dacă ești empatic. Și atunci... Bă, nu știu, atunci când vorbești cu mine, mă simt că nu-ți place de mine și vreau să spun asta. Da? Și te învăț, înveți la cursul ăsta și care sunt și emoțiile din spate, că sunt niște emoții în spate pe care nu ne dăm voie să le trăim autentic și atunci le mascăm în comportamente de stres. Aha. Și cunoscând emoțiile din spate, care astea se învață în primii 6-7 ani, atunci vedem ce avem de lucru acolo. Mm-hmm. Cu ce fel de emoție ne luptăm de fapt, de avem comportamentul ăsta și ne uităm la emoția aia și poate înțelegem ce ni se întâmplă și poate atunci avem, nu știu, curaj să spunem că suntem furioși sau că ne e frică sau că încercăm să evităm ceva. Cât durează cursul? 3 zile durează cursul. Mm-hmm. E un curs destul de intens în sensul că e multă teorie, cam 40% teorie și 60% practică. Adică aproape fiecare bucățică de teorie are o bucățică de practică și o poveste de la cap până la final în care treci prin fiecare bucățică de teorie și ai o imagine completă. Sunt zile consecutive sau cum? Ideal ar fi să fie zile consecutive pentru că, spuneam, informația e legată și atunci dacă faci pauze trebuie să o reiei, așa când e de la o zi la alta, într-adevăr e mult, dar într-un final ajungi și vezi imaginea completă asupra modelului. Da, pentru că povestea ta, pe de altă parte, la un moment dat am fost la un curs de human design. Nu știu dacă ai auzit, dar oricum îl recomand, pentru că a fost foarte lămuritor pentru mine în momentul în care, la un moment dat, nu era o disfuncție, dar pur și simplu comunicarea între mine și echipa mea de marketing, ea funcționa, ei își făceau treaba, dar nu mai exista, hai să zic așa, acel drive, acea energie de început, hai să facem, hai să tregem și așa mai departe. Și atunci am apelat la o prietenă care s-a specializat în zona asta și a zis, ok, dăm datele tipei de la marketing și datele tale și să văd despre ce este vorba. Și a văzut fix exact în comunicare ce era. Eu, sarcina mea este să o invit, că dacă nu-i lansez invitația, vino, hai să facem chestia asta, ea nu vine. Da? Dar nici ea nu vine cu și ea trebuie să-mi pună întrebări. Că dacă nu-mi pune întrebări, eu nu vin să spun. Eu trebuie să răspund, dar ca să pot să răspund la întrebări, trebuie să o invit să-mi pună întrebări. Și dacă nu facem noi am crezut, știi, adică e fix chestia aia când se așterne liniște. Știi, de ce se așterne liniște? Pentru că, de fapt, nu ne înțelegem unii pe ceilalți. Și asta a fost formidabil, pentru că în momentul în care am început să aplicăm chestia asta, lucrurile s-au schimbat așa, adică peste noapte. Și de-aia zic, wow, ce mișto, șase personalități în momentul în care aveți personalitate, pe atunci știi să comunici cu oameni din jurul tău. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, important. Adică și aici mi se pare și mai fain, pentru că tot ce ai de făcut este să asculți. Păi știi cum, avem două urechi și o gură, trebuie să ascultăm mai mult decât vorbim. Da, dar e o artă, să știi. Este, da, și e greu. E foarte greu că intervine, uite, nevoia de validare, da? De ce întrerupem? Că trebuie să iese ego-ul ăla care trebuie să valideze, da?
Dar ce se întâmplă dacă asculți mai mult și nu vorbești? Realist vorbind. Adică dacă pui cuiva întrebarea asta și să reflectăm un pic. Ai obiceiul să întrerupi, să intervii, să... Dar dacă nu faci asta, ce, care e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla? S-a întâmplat vreodată ceva cu adevărat? Nu. Păi, încearcă să asculți mai mult. Da, da, da. Splendid. De ce faci excelent de bine? Da, ce întrebare frumoasă. Fac excelent de bine pentru că sunt mult mai în armonie cu ceea ce fac, cu intențiile mele și cu mediul din jurul meu. Uh-huh. Fac excelent de bine că sunt sănătos și mă preocupă de ani buni să investesc în mine ca să fac excelent de bine. Uh-huh. Da. Am o familie care mă susține și mă iubește. Că îmi iau frânturi și sunt un mare, mare culegător de frânturi și mai mari și mai mici pe care le pun cap la cap și în primul rând le pun cap la cap pentru mine și n-am încetat să citesc, cu toate că, și uite, vine, aici vine autocritica, știi, aș putea să citesc mai mult, dar mi-am dat seama că citesc exact când am nevoie, ce am nevoie, deci în ultima vreme am urmărit așa cum mi se întâmplă lucrurile și fix când aveam nevoie, citeam ceva de care aveam nevoie și mi-aducea o conștientizare, o perspectivă care m-a ajutat să mai pun o cărămidă la construcția mea, să mai adaug o bucățică și lucrurile astea pe care le-am tot adunat așa în ultimii ani m-au ajutat să mă duc către starea asta de excelent de bine. Da? Citesc mult, atât cât îmi permite timpul și energia și stau și le procesez. Scriu, fac journaling, fac auto-coaching pe subiecte așa diverse când, nu știu, vreau să investighez ce mi s-a întâmplat într-un anumit moment. Am un profesor extraordinar acasă, care este fetița mea. Și dacă... Sunt niște profesori formidabili. Da, e... Adică când... Și de cele mai multe ori cred că am energia să văd ce mă învață și dacă nu am, mă întorc și spun, știi, uite... În legătură cu situația cu tare, aș vrea să spun că am greșit și că am învățat de la tine altceva, pentru că ei vin cu mintea curată, nu vin cu nimic din ce știm noi nu și atunci... Nu te judecă, nu te critică, nu... Da. Absolut. Și atunci orice întrebare pe care mi-o pune și mie îmi strânește un răspuns care poate este fierbe aici, e nu orice întrebare, dar sunt atent la asta, zic, dar ce vrea să-mi spună de fapt? Mm-hmm. Și la ce mă face atent? Face 6 în curând. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Superb. Și îmi pun întrebări. Da? Mi-a pus o întrebare la un moment dat de zis, wow. Am emis o judecată. Gratuit. Fără nicio legătură. Puteam să-mi văd treaba mea. Nu m-a ajutat cu absolut nimic. Pe nimeni nu a ajutat. Ba mai rău. Eram și un exemplu nu grozav pentru judecata asta. Și mi-a pus o întrebare. Ce ne interesează pe noi? Ok, da, așa e. Ai dreptate, chiar ce mă interesează? De ce am avut asta? Da. La un moment dat am un prieten care ținea cursuri în America pentru tineri, știi? Pentru liceeni și așa mai departe. Și atunci unul dintre părinții îl întreba, ok, dar cum putem să educăm mai bine copii? Având experiență de vreo 40 de ani de training-uri pentru tineri. Și ce simplu, doar să-i ascultăm. Adevărat. Și dacă am avea abilitate să ascultăm copiii noștri, fără să-i judecăm și fără să ne dăm cu păreristică aia adultă, ci să-i ascultăm și să știm să ascultăm, lucrurile ar funcționa și mai bine. Da. Așa că da, avem de învățat de la ei și sunt lecții foarte frumoase, câteodată neplăcute. Și că atunci când sunt neplăcute, trebuie să fim mai atenți. Da. Și mai atenți. Și ce ai recomanda celor care ne urmăresc să facă pentru a ajunge a face acel pas spre excelent de bine? Nu neapărat din perspectiva profesională, ci... Nu, am înțeles întrebarea.
Cred că pentru mine în ultima vreme noțiunea de perfecțiune la care mă raportam s-a schimbat foarte mult, în sensul că eu spuneam nu există perfect. Și mi-am schimbat părerea asta citind o pagină dintr-o carte. Așa. Unde m-am pus în situația de a analiza modul în care gândesc. Uh-huh. Trecutul e trecut, corect, deci nu mai există. Viitorul nu s-a întâmplat. Ce înseamnă perfect? Perfect e ceva, adică în mintea mea era ceva ce e în viitor, adică atunci o să fie perfect. Uh-huh. Dacă viitorul nu s-a întâmplat, deci practic perfectul ăla nu există. În trecut a fost, deci da, dacă maxim a fost atunci perfect, atunci nu mai rămâne decât prezentul, când se poate întâmpla perfectul. Și atunci mi-am dat seama că tot ce mi se întâmplă e perfect așa cum e. Și că nu trebuie să mă uit la Costin, ce vrei, unde vrei să fii peste 5 ani. În primul rând aș vrea să fiu sănătos, să-mi văd familia. Uh-huh. Și da, pe urmă unde o să fiu peste 5 ani e o chestie pe care o să o aleg zi de zi. Că s-ar putea să zic, ok, peste 5 ani vreau să fiu, nu știu, să am vilă cu piscină la munte și să mă plimb în fiecare lună în 3 vacanțe și să-mi dau seama că chestia asta nu e pentru mine pe parcurs, până ajung acolo. Da, da. Și atunci... Ai învățat ceva despre tine. Da. Și atunci am zis, ok, dar nu mai bine mă concentrez eu pe ce mi se întâmplă acum, că ăsta e maximul de perfect care poate să fie. Ce pot să fac mai bine este alegerea momentului următor. Da, ăla e maximul de perfect pe care mai pot să-l fac, pentru că peste 2 ore nu știu ce e, poate nu mai sunt. Doamne ferește. Da? Dar perfecțiunea maximă pe care o pot atinge este acum, aici și acum. Și mai departe, următoarea mea alegere va determina următoarea perfecțiune. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și cu asta în minte am încetat să mai fiu atât de autocritic cu mine, dacă și eu am asta în continuare. Și eu iau lucrurile personal în continuare, dar sunt chestii pe care le-am mai citit și pe care le folosesc ca să mai dozez un pic din reacțiile pe care le-am. Și ușor, ușor mai șterg din programele subconștiente, mai fac loc pentru ceva mai sănătos. E o construcție continuă pe care o am la personalitatea mea, la... Nu știu dacă personalitatea... Care e dominanta ta? Eu sunt gânditor. Gânditor. Da. La sinele meu autentic ăsta, că ăsta îl folosesc așa mai des. Da. Cred că în spatele tuturor măștilor și informațiilor astea pe care le-am acumulat, suntem niște ființe foarte luminate, dar avem niște cărămizi așa în jur, care nu ne lasă lumina să iasă afară și cărămizile alea uneori trebuie sparte. Păi, le-am construit. Da, le-am construit și le-am luat de bune. Asta e toată povestea și apropo și de coaching și de convingere ascunsă, le-am luat de bune. Da. Dacă pui la îndoială tot ce ți se întâmplă și zici, ok, asta e adevărat pentru mine, e cu adevărat ce mi se întâmplă, e adevărat ce știu eu despre asta, da, s-ar putea să descoperi că poți să schimbi perspectiva și să spargi multe din cărămizile alea. O, da. Și să dai mai multă lumină. Da, asta e. Până la urmă, cred că noi suntem lumină și trebuie să ne conectăm prin lumina asta, dar dacă avem foarte multe cărămizi, prin cărămizile nu mai răzbate lumina. Absolut. Bolul magic. Bolul e un bol magic? Da, bolul minune. Ideea este așa, să-ți pui o intenție, o dorință, care poate să rămână ta, nu e obligatoriu să ne o spui, și să tragi bilețelul pe care să-l desfaci și să-l citim. Bilețelul care are mesaj și de obicei are legătura și cu ceea ce discutăm. Ia să vedem. Eagles don't flock. You have to find them one at a time. Da, uite, vezi exact ce ziceam. Mm-hmm. Pas cu pas. Pas cu pas. Unul pe rând. Da. Nu merg în stoluri. Adică eagle, vulturi. Vulturi nu zboară în stoluri, ci trebuie să-i găsești unul câte unul. Pas cu pas, unul câte unul. Personalitate cu personalitate. Da, da. Moment cu moment, alegere cu alegere. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu. A fost chiar...
instructiv. Mă bucur. Și chiar m-a intrigat cu această discuție, nu prezentare, ci această discuție despre tipul de personalitate, modul în care vorbim, pentru că eu și în cursurile mele, Silva, pun foarte mare accent despre modul în care vorbim, pentru că ne influențează pe noi și influențează și pe ceilalți. Și foarte interesant cum se leagă ca și niște piese de puzzle. Îți mulțumesc și cu siguranță o să ne mai vedem și o să mai povestim, astfel încât cei care ne urmăresc să afle mai mult despre, până la urmă, ce se întâmplă în România și că există oameni care fac excelent de bine. Și unul din ei ești tu, Costin Cadâlcu. Mulțumesc. Îți mulțumesc. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. O recomandare. Apăsați acel buton roșu. Dați un share, astfel încât lumea să ajungă la lume, de fapt, la prietenii voștri și la cei dragi să ajungă cât mai multă informație, pentru că în țara asta există oameni care fac excelent de bine. Până data viitoare, fă fiecare pas pe rând și să faci excelent de bine.